Salut! V-am rămas dator cu niște psihedelice, așa că a venit momentul. Poftiți! Plup! Bun, acum că am aruncat cu o ciupercă în voi, suntem gata să pornim în călătoria mistică ceva să vină plecăm în căutarea răspunsului cum de azi oamenii de știință încearcă să trateze anxietatea, depresia și dependența cu psihedelice. Sincer, sinceraș, nu mă așteptam ca povestea psihedelicelor să fie atât de interesantă. Credeam că e povestea unui drog și când colo am dat iar peste misterul existenței, în ciuda faptului că nu am întreprins muncă experimentală de teren. Am aflat că psihedelicele au un motiv foarte bun pentru care să existe într-o categorie separată de restul drogurilor inventariate în celelalte două clipuri. Pe de o parte, ele sunt descalificate din start de pe lista respectivă pentru că nu stimulează mult discutatul sistem de dopamină. Pe de altă parte, experiența oferită de psihedelice are mai mult în comun cu revelația mistică decât cu genurile de experiențe oferite de celelalte droguri. Dacă ei MD, simți într-adevăr un grad copleșitor de afecțiune pentru tot ce te înconjoară, dar nu ți se dezvoluie dimensiuni spațiu-temporale care par a fi poala lui Dumnezeu, Intensitatea experienței sub o doză sănătoasă de psihedelice e legendară atât în efect cât și în nivelul de indescriptibilitate. Față de celelalte droguri e pur și simplu altă mâncare de pește, una capabilă să-ți reconfigureze dramatic percepția supravieții dintr-o singură doză. E deci o mâncare de pește foarte puternică. În aceste condiții există o barieră lingvistică între oamenii care au avut asemenea experiențe și curioșii de pe margine care vor să știe. Bine, dar cum e totuși să iei LSD? Nu pare să existe niciodată un răspuns satisfăcător. În calitate de însumi curios de pe margine, după cercetările efectuate în slujba acestui clip, simt că am reușit să dobândesc în sfârșit o noțiune destul de coerentă vis-a-vis -vis de ce înseamnă această intensitate. Într-un experiment din 1962, niște studenți la teologie au fost hrăniți cu ciuperci magice, cu psilocibină. Concluzia științifică a experimentului a fost că experiențele lor au fost imposibil de diferențiat, dacă nu absolut identice, cu descrierile religioase ale revelației, ale momentelor în care oameni de-a lungul istoriei s-au regăsit în extazul prezenței lui Dumnezeu. Bariera lingvistică se instalează deci între oamenii care au avut experiența de a fi în prezența fizică a divinității și cei care nu. În mod evident, dacă dai psihedelice unor teologi, o să-l întâlnească pe Dumnezeu, pentru că trăiesc deja cu Dumnezeu în cap, el e deja acolo. Dar experiența revelației mistice e comună și printre cei mai atei și materialiști dintre utilizatori. De ce, deci, crește în pământ o ciupercă care, mâncată de un om, produce revelații spirituale la superlativ? De ce există în natură niște substanțe care, ingerate, îți oferă ție, ființă umană, experiența biblică a revelației? Mie mi se pare absurd de interesantă această întrebare, ridicol de interesantă, din oricare parte ai apuca-o, astfel încât în cele ce urmează o să o tot apucăm. Clasa psihedelice e formată din câteva substanțe înrudite care se ivesc de nebune în natură. Cel mai răspândit psihedelic este psilocibina, care se găsește în vreo 200 de tipuri de ciuperci. LSD-ul, tehnic vorbind, e sintetizat în laborator, teoretic artificial. Practic, există o diferență moleculară minusculă între el și ce se găsește în mod natural într-o specie de fungi numită în română cornul secarei sau ergot. Ea crește pe diverse cereale, cum ar fi grâul și orzul, dar ocazional și pe ierburile verzi de zi cu zi. LSD-ul e o variantă de 20 de ori mai potentă a LSE-ului găsit în cornul secarei. LSD-ul este de fapt una dintre cele mai potente substanțe psihoactive existente. O doză medie e de obicei 100 de micrograme. Asta înseamnă 0,0001 grame. Deja la 0,0002 grame, ejectarea ta în spațiul cosmic interior devine garantată. Celelalte două substanțe psihedelice populare sunt mescalina și DMT-ul. Mescalina se găsește în principal în cactus răspândiți prin America de Sud și America Centrală. Aldous Huxley a scris foarte faimoasa carte The Doors of Perception în 1954 după o experiență cu mescalina. DMT-ul se găsește și el într-o sumedenie de plante din Americi plus, bonus, în unele animale. Una dintre cele mai potente variante de DMT se găsește în veninul unei broaște, care după ce e mulți, se usucă, se cristalizează și se fumează. Ce viață totuși, asta în care poți să fumezi veninul unei broaște și să transcenzi. DMT-ul oferă cea mai scurtă experiență dintre psihedelice. Are o intensitate extremă, dar durează undeva între 15 și 30 de minute. O variantă foarte populară de a consuma DMT azi, însă, e sub forma de ayahuasca, o băutură folosită din moș strămoși în ritualuri sudamericane. În mod normal, dacă înghiți DMT, el e dezactivat în stomac și nu produce niciun efect. Ayahuasca însă e o băutură obținută prin fierberea a două plante, una care conține DMT și una care împiedică dezintegrarea DMT-ului în stomac, astfel încât el să poată fi absorbit. Ayahuasca, deci, e varianta comestibilă a DMT-ului și transformă experiența dintr-un șut în cap, într-o călătorie ceva mai lungă, mai navigabilă și să zicem mai inteligibilă în măsura în care se poate așa ceva. Aceste patru substanțe, la bază, funcționează în mod identic în creierul uman, respectiv se cuplează cu un receptor anume de serotonină. O să intrăm în detaliile neurochimice ceva mai târziu. Momentan merită menționat acest fapt pentru că el le grupează sub clasificarea psihedelice. Alte substanțe pretendente la acest titlu, cum ar fi MDMA-ul, nu se califică pentru că ele acționează în moduri ceva mai diferite în creierul nostru. Cel mai drept, deci, e că atunci când vorbim despre psihedelice să ne referim la psilocibină, LSD, mescalină și DMT. Ele toate produc în fond aceeași experiență, variază doar nuanțele, ca și cum ar fi patru tipuri diferite de alcool. Utilizarea acestor substanțe psihedelice în civilizația umană are o istorie ceva mai lungă decât istoria însăși. Aceste ciuperci și plante aveau întrebări în ritualuri omenești de dinainte să putem să imortalizăm în timp aceste ritualuri, dar ele sunt prezente în prima formă permanentă de transmitere a informației între generații, și anume picturile rupestre, picturi pe pietre. Cea mai veche reprezentare a unor asemenea ritualuri psihedelice s-a găsit undeva prin Sahara și ea a fost făcută acum vreo 9000 de ani când tu erai, ca să zic așa, mic copil. Aceste picturi au ciupercile drept motiv recurent. Cea mai impresionantă arată un soi de șaman cu față de albină care e compus din ciuperci sau pe care cresc ciuperci. Acum 40-50 de ani, ideea că oamenii luau psihedelice și făceau asemenea picturi pe pietre exista mai mult ca teorie. Dar în acești ani care au trecut, s-au tot descoperit situri cu picturi similare, locuri în care creșteau plante psihedelice chiar la baza picturilor și resturi de asemenea plante mestecate chiar lângă locul artei. O dovadă cât se poate de concretă a faptului că practica de a consuma substanțe modificatoare de percepție și a produce artă drept rezultat e veche de când tu erai practic mic copil. Îmi pare rău, dar erai. Există o teorie cât se poate de suculentă a unuia dintre preoții faimoși ai psihedelismului, numit Terence McKenna. Ea se numește Stoned Ape Theory, teoria maimuței sparte, cum ar veni. McKenna ne oferea spre considerare posibilitatea ca oamenii să fi evoluat în ființele mândre care sunt azi, după ce strămoșii noștri maimuțici au dat peste plantele psihedelice cum experiențele psihedelice sunt faimoase pentru abilitatea de a-ți oferi perspective noi asupra unor probleme, poate sub influența unor ciuperci, aceste primate s-au gândit să înceapă să folosească un băț ca pe un fel de extensie bizară a propriului braț. Poate în transă au învățat să îmbrățișeze focul și să facă cum ar veni grătar. Dacă nu v-ați gândit niciodată că grătarul s-ar putea să aibă o datorie psihedelică, pe semne că nu aveți suficient de mult timp liber. Din păcate, este imposibil de verificat științific teoria mai sparte, abia dacă există dovezi despre istoria ultimilor zeci de, mii de ani a oamenilor. Evenimentele la care se referă această teorie s-au întâmplat acum 2 milioane de ani. Printre teoriile ceva mai ortodoxe vizavi de motivul pentru care creierul uman s-a dublat în volum pe parcursul a 2 milioane de ani, se găsesc invenția limbajului, utilizarea uneltelor pentru a obține o hrană mai bogată în proteine, și focul, respectiv gătirea surselor de hrană, astfel încât ele să fie mai ușor de digerat și mai nutritive. Toate lucrurile astea s-ar fi putut întâmpla în paralel cu degustări de ciuperci, dar e imposibil de demonstrat. Totuși, gândul ceva mai general pe care îl propune ipoteza maimuței sparte e că substanțele psihedelice au jucat mereu un rol important în dezvoltarea civilizației în care ne regăsim. Dar nu trebuie să ne uităm în urmă cu 2 milioane de ani ca să vedem cum au contribuit psihedelicele la dezvoltarea tehnologiilor umane. În 1968, Douglas Engelbart, un inginer inventator interesat de vârfurile tehnologiei, utilizator respectuos al psihedelicelor, a ținut o conferință rămasă în istorie ca mama tuturor demourilor. După câteva experiențe în mod particular revelatorii cu LSD-ul, Douglas Engelbart a ținut o demonstrație în care inventase o bună parte din abilitățile de bază ale calculatoarelor de azi. În 1968, el a construit un sistem care avea, în primul rând și în mod revoluționar, un mouse, apoi o interfață grafică ferestre, linkuri, un program de scris, un sistem de fișiere și capacitatea de videoconferință în care să poți să lucrezi cu cineva în același timp la același program. În 1968. Ceva mai aproape de vremurile noastre, Steve Jobs a tot spus că experiența lui cu LSD a fost unul dintre cele mai importante evenimente din viața lui și că ea a contribuit în mod cât se poate de direct la iPhone-ul din buzunarul meu. Practicile psihedelice din culturile mezoamericane aztece și maiașe sunt poate cele mai cunoscute. Ei aveau un întreg bufet de psihedelice pe care îl utilizau în diverse ritualuri, foloseau și psilogibină, și mescalină, și LSA, precursorul LSD-ului. Există dovezi concrete că făceau asta deja acum 5.000 de ani. Asta nu e chiar așa surprinzător că de ei parcă se mai auzise. Mult mai surprinzător e faptul că și aici, lângă noi, în inima civilizației vestice, a existat un ritual religios psihedelic extrem de longeviv. Se pare că grecii noștri antici favoriți gustau în mod consistent din fructele extazului divin. Timp de aproape 2000 de ani, între 1500 înaintea erei noastre și 392 propria eră, oameni vorbitori de limba greacă făceau în fiecare an un pelerinaj sacru spre un orășel la 18 km de Atena numit Eleusina. Sărbătoarea se numea Misterele Eleusine și era suficient de importantă încât exista un drum pavat, numit Calea Sacră, între centrul Atenei și templul în care se întâmplau misterele. Drumurile pavate erau ceva extrem de rar în Grecia Antică din cauza reliefului foarte dificil. Sărbătoarea misterelor era compusă din 9 zile de ritualuri elaborate, la capătul cărora, în templul din Eleusina, se întâmpla ritualul ultrasecret, interzis de dezvăluit. Pedepsa pentru dezvăluire era moartea. Cicero și alții scriu despre greci care au îndrăznit să vorbească despre inima misterelor Eleusine și au fost condamnați la moarte. Motiv pentru care secretul chiar a dăinuit și nu există nicio mărturie concretă a acestei faze finale a sărbătorii ce se știe despre ea însă e că participanții beau o poțiune al cărei scop era să elimine frica de moarte din participanți și frica de viața de apoi, că se întâmpla un fel de simulare a morții în urma căreia oamenii puteau să-și trăiască viața mai fericiți acum că au experimentat deja ce înseamnă moartea. Există cel puțin un scandal faimos cu un general numit Alcibiades care și-a făcut acasă propria poțiune și a început să sărbătorească misterele Eleusine în propria casă cu prietenii ceva ce ni se mai întâmplă tuturor. Mitul din jurul sărbătorii era unul dintre cele mai importante din cultura greacă, pentru că explica trecerea anotimpurilor și viața de după moarte. În trei cuvinte, e vorba despre mitul lui Demetra, zeița agriculturii, care avea o fică răpită de Hades și condamnată la a trăi șase luni la suprafața pământului și șase luni sub, în cele șase luni în care Persefona, fica, e la suprafață, Demetra, mama ei, e fericită, așa că totul înflorește pe pământ. Când trebuie să se întoarcă sub, Demetra e tristă și totul se ofilește pe pământ. Templul din Eleusina reprezintă, deci, poarta dintre lumea de dincolo și lumea pământeană. E locul în care Demetra așteaptă întoarcerea fiicei din lumea de apoi. Ce se știe despre ritualul central ultra secret e că era compus din lucrurile făcute, lucrurile arătate și lucrurile auzite. Împreună formau miezul nedezvăluibil al ceremoniei, numit aporeta, care însemna irepetabilele, lucrurile care nu pot fi repetate. Toți grecii noștri favoriți au participat la misterele eleusine. Socrate, Platon, Aristotel, Sofocle, Pindar, toți au scris lucruri codate despre experiența mistică din templu. Aristotel a spus că în vârful misterelor nu se află o învățătură, ci că participanții trebuie să sufere, să simtă, să experimenteze anumite impresii și stări. Sfârșitul Republicii lui Platon e cu mitul unui om care a murit și s-a întors la viață. Există o zicală în cultura greacă care spunea Dacă mori înainte să mori, nu o să mori atunci când mori. Cuvântul extaz vine din grecescul ecstasis, care înseamnă la propriu asta afară e starea de a fi afară din tine însuți. Întotdeauna mi s-a părut cam ciudată această rădăcină. Ce fel de experiență ai descrie prin în afara propriului corp? Despre misterele eleusine, Plotinus a scris, misterios, ca ceilalți, cum poți descrie ca altceva decât tine, ceva ce, atunci când vezi, pare a fi una cu tine însuți. Nu există niciun dubiu de ce în mistere ni se interzice să le dezvăluim celor neinițiați. Cicero a scris, printre acele lucruri excepționale și divine pe care le-a produs Atena voastră și cu care a contribuit la viața umană, nimic nu e mai bun decât acele mistere eleusine, deoarece prin ele am fost transformați din starea aspră și sălbatică a vieții în starea umanității și am devenit civilizați. Așa cum ele se numesc inițieri, așa chiar am învățat de la ele fundamentele vieții și am înțeles temeiul nu doar pentru a trăi cu bucurie, dar și pentru a muri cu o speranță mai bună. Am putea să o ținem așa la nesfârșit, dar avem și un prezent la care trebuie să ajungem. Ca să recapitulăm, una dintre cele mai importante și longevive sărbători religioase din Grecia Antică era în jurul zeiței grânelor. În vârful secret al sărbătorii, doritorii erau inițiați în mistere după ce beau apă cu orz și mentă. Orz pe care crește un tip de fungi vizibil cu ochiul liber, care avea proprietăți psihedelice. În 1978 s-a demonstrat în laborator că acest LSA din ergot e solubil în apă și că potența unei asemenea poțiuni e de 5 ori mai mare decât a psilocibinei. În mijlocul ceremoniei, oamenii se închinau orzului revelator, așa cum în picturile rupestre ciuperca era parte din divinitate. Slavă orzului, oamenii ieșeau complet schimbați din ceremonie. Dacă totuși dovezile pentru psihedelismul situației sunt mai degrabă tangențiale, rămâne întrebarea cum putea exista un festival care timp de 2000 de ani, an după an, să livreze experiențe spirituale superlative participanților într-un mod previzibil și programabil? Ce fel de întâmplare putea să fie acolo care să-l facă pe Cicero să spună că e cel mai bun lucru produs de Atena pentru umanitate? Pentru că vorba aia, Atena a produs destul de multe lucruri bune. Și oricum, nu există doar dovezi tangențiale. Într-o colonie grecească de pe coasta mediteraneană spaniolă, greci care nu puteau să facă lungul pelerinaj pe mare până acasă și-au făcut propriul templu al lui Demetra în care să sărbătorească misterele. De curând s-au descoperit rămășițe de ergot în dinții uneia dintre ei și într-o cupă ceremonială. Pentru mai multe informații despre toată această situație, a apărut anul trecut cartea The Immortality Key de Brian Murărescu. În ciuda faptului că e aparent un coșmar academic în termen de ce teorie grandioasă încearcă să demonstreze el acolo, cartea conține multe detalii valide și verificate despre misterele eleusine. Deci, e în principiu cât se poate de clar că fondatorii intelectuali ai acestei civilizații vestice consumau ritualic psihedelice aceasta fiind situația, în acest punct aș ruga frumos să nu închizi clipul și să fugi să iei psihedelice ca să devii Platon, pentru că ar mai fi câteva lucruri de spus pe acest subiect înainte să fugi să iei psihedelice și să devii Platon. Practicile psihedelice elene s-au terminat abrupt în 392, când creștinismul a decretat că templul lui Demetra e păgân și trebuie deci distrus. O lume creștină mai târziu ne regăsim aproape de zilele noastre, la începutul psihedelismului din era științific-civilizată, deși în Europa existau interes și curiozitate pentru mescalina și ciupercile magice legendare încă de la începutul anilor 1900, rotițele au început să se pună în mișcare serios abia prin 1943. Un cercetător elvețian numit Albert Hoffman încerca să găsească întrebuiințări medicamentoase pentru ergot, pentru cornul secarei, și în scopul ăsta îl tot altoia ca să găsească variante utile. Una dintre multele modificări pe care le-a încercat a transformat LSA-ul în LSD. Asta se întâmpla în 1938. Testată pe animale, substanța rezultantă nu părea că face mai nimic, așa că Hoffman a băgat-o la sertar și a uitat de ea. Cinci ani mai târziu, în 1943, a zis să-i mai dea o șansă și în procesul ăsta pielea lui a reușit să intre în contact cu niște LSD, devenind astfel subiectul inocent al unei experiențe psihedelice nebănuite. S-a dus acasă, s-a întins pe canapea și a fost copleșit de tot felul de imagini bizare. Cât se poate de stârnit, în următoarele zile a zis să repete experimentul cu grijă cu o doză foarte mică de doar 0,25 mg. Doar că asta însemna 250 de micrograme de LSD, o doză suficient de mare cât să-ți asigure bon voiajul. Astfel se întâmplă primul așa-numit bad trip cu LSD din istorie. Mediul înconjurător se degradează într-un ritm alarmant, Hoffman devine convins că își pierde mințile, îngrijorat că va rămâne nebun pe vecie și apoi devine convins că moare, așa cum se întâmplă. Cum n-a murit totuși, a fost extrem de intrigat de ce ori ziartă mă s-a întâmplat. Hoffman lucra la compania Sandoz, gigantul farmaceutic prezent și azi în viețile noastre. Era evident că cercetătorul dăduse peste o substanță foarte puternică. Dar ce? Ce e? Și ce face? Și cum adică? Drept răspuns, Sandoz a făcut ceva destul de neobișnuit. Au botezat LSD-ul cu numele de medicament Delisid și au început să-l trimită, pe gratis, prin toate colțurile lumii, în speranța că cineva o să-și dea seama ce e, ce face și mai ales cum adică. Tehnic, Sandoz trimita LSD-ul către cercetători. Practic, defineau cercetător suficient de larg încât dacă erai un psihoterapeut care promita să le scrie o concluzie a uzului, te calificai să primești cât LSD gratis voiai. Această politică a companiei a rămas în vigoare timp de 18 ani, între 1949 și 1966, când subiectul LSD s-a încins mult prea tare și Sandoz și-a retras de lisidul de pe piață. Dar această răspândire la libera LSD-ului a pornit primul val de studii clinice psihedelice despre care a uitat toată lumea în următoarele zeci de ani, pentru că LSD devenise echivalent cu rușine, drogați, hipioți, revoluție. Spre sfârșitul anilor 60, LSD-ul devenise inamicul public numărul 1 în America, mai ales pentru că părea că promovează un tip de comportament cu adevărat scandalos, și anume refuzul tinerilor de a se duce să moară în Vietnam, ceva înfiorător. Dar până să se întâmple asta, au existat vreo 15 ani de studii clinice cu niște rezultate cât se poate de surprinzătoare. Povestea psihedelicilor pe continentul american pornește cu un domn cercetător britanic numit Humphrey Osmond pe vremea când ele nu erau numite psihedelice. Cum Hoffman a crezut că își pierde mințile când s-a contaminat accidental cu LSD, modelul pentru înțelegerea acestui drog era de psihotomimetic. Se credea că ce face el este să mimeze psihoza. Dacă poți să produci în mod previzibil psihoze în oameni, înseamnă că poți să le studiezi. Părea deci un instrument pentru mimarea și studierea schizofreniei. Undeva prin 1950, după propriile studii cu mescalina și LSD-ul, Humphrey Osman devine convins că schizofrenia e cauzată de un dezechilibru chimic din creierul uman. Dacă o cantitate microscopică dintr-o substanță ca LSD-ul poate să cauzeze asemenea schimbări dramatice, probabil creierul uman funcționează într-un echilibru chimic foarte sensibil. La momentul respectiv, ideea că o boală mentală ar putea fi cauzată de un dezechilibru neurochimic nu era ceva stabilit. Insistența lui pe tema asta nu a fost deloc bine primită de lumea psihiatrică britanică, așa că a început să-și caute un alt cămin ceva mai primitor. L-a găsit în pustietățile canadiene, unde Osman s-a străduit vreo 2 ani să demonstreze baza chimică a schizofreniei. Nu a reușit să o demonstreze, dar insistența lui a contribuit la descoperirea moleculei de serotonină și la medicamentele pe bază de serotonină care sunt azi folosite pentru tratarea depresiei, numite SSRIs. Undeva prin 1953, lui Osmond și colegilor le vine ideea să încerce să vindece alcoolismul cu LSD, pentru că auziseră de acel coșmar numit Delirium Tremens. Raționamentul lor era că în delirium tremens, acea fază acută și periculoasă a dezintoxicării de alcool, oamenii aveau halucinații și simțeau în general că își pierd mințile. Aparent, tocmai coșmarul acestei experiențe stătea la baza sobrietății care urma. Era o experiență suficient de groaznică încât să te convertească pe viață la a nu mai bea. Așa că Osmond și prietenii s-au gândit cum ar fi să poți să induci intenționat acest delirium tremens într-o variantă mai scurtă și controlabilă, astfel încât oamenii să capete revelația non-băutului. Studiile păreau să funcționeze dincolo de orice așteptări. Din 700 de participanți, jumătate s-au oprit din băut, cel puțin pentru câteva luni cât au fost urmăriți, un rezultat mult peste orice alte terapii care existau. Dar tot apărea această problemă curioasă: a faptului că experiențele raportate de către participanți nu prea vorbeau despre nicio psihoză. Existau momente rare de paranoia și anxietate, dar cel mai comun răspuns primit de la subiecti era de sentimentul transcendental de a fi una cu lumea. În loc să raporteze coșmar, oamenii vorbeau despre revelații mistice. Un fapt curios. Așa că cercetătorii încep să-și pună semne de întrebare vis-a-vis -vis de acest model de înțelegere a LSD-ului ca psihotomimetic. Cum mimează totuși psihoza dacă nu oferă psihoză? Vești despre aceste studii ajung și la Bill Wilson, cofondatorul Alcolici Anonimi. În mod surprinzător pentru noi, dar nu și pentru oamenii care știau asta deja, Bill Wilson s-a oprit din consumul de alcool și a pornit Alcolici Anonimi după ce a avut o experiență psihedelică în 1934, când i s-a dat într-un spital Beladona, o plantă cu un efect alucinogen similar cu al LSD-ului. Intrigat de rezultatele studiilor despre alcoolism, Bill Wilson încearcă și el LSD în 1956 și confirmă că oferă genul de experiență care poate facilita renunțarea la alcool, dar că nu are nicio legătură cu psihoza din delirium tremens. Wilson încearcă să introducă apoi folosirea LSD-ului în alcoolici anonimi, dar colegii din Consiliu se împotrivesc de teama că introducerea unei substanțe psihoactive în organizație ar putea să tulbure tot mesajul. În 1953, vești despre activitatea lui Osmond ajung și la Aldous Huxley, care în punctul ăsta era deja bine cunoscut și stabilit în America de vreo 10 ani. Brave New World fusese deja publicată de mai bine de 20 de ani. Dintre toate romanele distopice produse în perioada respectivă, modelul lui Huxley descrie cel mai bine situația noastră actuală. Modelul lui George Orwell din 1984 propunea că educația și cunoașterea vor deveni interzise de o putere superioară. În Brave New World, educația și cunoașterea devin irelevante pentru că oamenii au acces la stimuli nemărginiți, la plăceri infinite. În 1984, cărțile sunt interzise, în Brave New World nu mai există niciun motiv să interzici o carte pentru că nu mai există nimeni care să vrea să citească una. Huxley începe să-i scrie lui Osmond curios în legătură cu studiile lui cu mescalina. La un moment dat, își face curaj și îl întreabă dacă nu cumva poate să-i dea și lui niște mescalina. Osmond acceptă cu inima îndoită, pentru că nu voia să aibă reputația de omul care l-a făcut pe Aldous Huxley să-și piardă mințile. Se duce personal cu Mescalina în Los Angeles și o administrează într-o ședință privată scriitorului, care are o experiență fantasmagorică. Rezultatul e faimoasa carte The Doors of Perception, în care Huxley descrie nu cum a nebunit, ci cum a căpătat acces la o dimensiune de o frumusețe inexprimabilă. Un an mai târziu, în 1955, îi scrie lui Osmond că poate ar trebui să se renunțe la ideea asta de psihotomimetic. Acel elixir va căpăta o reputație proastă dacă continuă să fie asociat în mintea publicului larg cu simptomele schizofreniei. Oamenii vor crede că își pierd mințile când ei de fapt încep, atunci când îl iau, să-și le recapete. A urmat apoi un brainstorming prin scrisori pentru înlocuirea numelui de psihotomimetic. Osmond e cel care a propus termenul de psihedelic, compus din două cuvinte grecești, psihe, minte și delic manifestat. Așa apare acest termen, ales pentru neutralitatea lui la momentul respectiv, pentru că înseamnă doar manifestat în minte, sau, mai exact, manifestează mintea. Pe la mijlocul anilor 50, ideea că potențialul LSD-ului este de a mima psihoza, deja se stingea. Din studiile efectuate în cele vreo 12 centre care existau în punctul ăsta răsfirate prin lume, reieșea că participanții aveau mai degrabă experiențe spirituale extrem de pozitive. În loc să se simtă schizofrenici, aveau revelații despre propriile existențe. Astfel se naște primul val unanim aplaudat de uz al psihedelicilor din era noastră modernă. Pentru o perioadă foarte scurtă de timp, valoarea experienței oferite de psihedelice era acceptată pe toate planurile, inclusiv pe cele mai respectabile dintre planuri. În 1955, un politician englez, Baron, l-a abordat pe Osmond și a cerut să-l ghideze într-o călătorie guvernată de mescalină. Întâmplarea a fost și filmată de BBC, dar nu a fost difuzată niciodată. În America, cel mai important centru cu cercetători psihedelici se formase în Los Angeles. Tot felul de vedete încep să vină la tratament, cum ar fi Jack Nicholson, James Coburn și mai ales ultrafaimosul Cary Grant. În 1959, Cary Grant, acest gentilom englez rezervat, la vârsta de 55 de ani, dă un interviu în presă despre tratamentul lui cu LSD. Mărturisește cum tristețea și vanitatea au fost dezintegrate, ego-ul meu a fost dezintegrat. Un om e un actor mai bun fără ego, pentru că are adevăr în el. Acum nu mai pot să mă comport într-un fel neadevărat către nimeni, cu atât mai puțin către mine. Nu mă mai simt singur și sunt un om fericit. După acest interviu, entuziasmul care bolborosea în subteran vis-a-vis -vis de LSD a explodat public și toată lumea voia acum din poțiunea miraculoasă care l-a făcut pe Cary Grant om fericit. Odată cu această publicitate la scară largă, au început să apară, pe de-o parte, anii 60 și, pe de altă parte, problemele. Problemele erau numeroase. Problema fundamentală crescând în anii 50 era că LSD-ul oferea o experiență atât de intensă încât topea cadrul științific în care se încerca studierea lui, pentru că rezultatele pozitive din terapia cu LSD nu veneau ca efectul unui medicament care tratează corpul în timp. Rezultatele pozitive veneau în urma unei experiențe interioare. Cum poți să încadrezi științific un asemenea eveniment? I-am dat acest medicament, a zăcut pe o canapea 5 ore și acum nu mai are nevoie de alcool, pentru că zice că a atins tărâmul spiritual. Psihoterapeuții care conduceau asemenea sesiuni de obicei acceptau misterul. Restul comunității psihiatrice însă nu prea. Ok, dar nu ok. Știința e prin definiție alergică la spiritualitate. Cum adică a avut o viziune și acum e vindecat? Chiar dacă aparent funcționa, totul suna mult prea tare a șamanism. Faptul că și unii cercetători luau deseori LSD nu suna nici asta foarte bine, pentru că adesea ei făceau cercetări și acasă cu prietenii, practicau misterele eleusine și în privat. Tensiunea care exista pe această temă a fost explodată până la urmă de un anume Timothy Leary, poate cel mai faimos nume asociat cu psihedelicele pe lângă Huxley. Timothy Leary era un psiholog care în 1960 a reușit să convingă Harvardul să-și deschidă propriul centru de studii psihedelice, condus de el. Doar că în șase ani a reușit aproape de unul singur să închidă primul capitol din studiul modern al psihedelicelor. Convins de capacitatea spirituală revoluționară a psihedelicelor, acea graniță pe care ceilalți oameni de știință se chinuiau din răsputeri să o mențină, el a explodat-o, Cadrul științific în care se utilizau LSD-ul și ciupercile până atunci purta numele de terapie psihedelică. Această terapie, de cele mai multe ori, presupunea o singură doză mare în prezența unui terapeut ghid care să imprime o senzație de siguranță în jurul călătoriei pacientului spre interior. Psihologii și-au dat seama că cel mai important factor pentru obținerea unor rezultate terapeutice e ceva numit set and setting. Set prescurtat de la mindset respectiv mentalitatea, gândurile, intențiile, emoțiile omului care urmează să întreprindă călătoria și setting, circumstanțele fizice în care se întâmpla atmosfera din spațiul înconjurător. Această importanță maximă a set and setting e o înțelepciune a tot prezentă în uzul psihedelicilor în ritualurile de-a lungul istoriei umane. Niște cercetători sceptici vis a -vis de această nouă terapie minune au încercat să reproducă rezultatele cu vindecarea alcoolismului. Au luat voluntari, i-au dus într-un laborator, i-au legat la ochi, i-au pus pe o masă, i-au legat de masă și apoi le-au dat LSD. În mod foarte misterios, nu au reușit să vindece niciun alcoolism în felul ăsta pentru că substanța în sine nu face nimic foarte specific. Ea amplifică la niveluri extreme lucrurile care sunt deja în tine. Despre asta intrăm în detaliu imediat, dar ideea centrală e că circumstanțele în care iei drogul și intenția cu care pornești în călătorie determină rezultatul, ritualul din jur, deci, e o experiență crucială pentru o experiență terapeutică. În egală măsură importante erau sesiunile următoare de integrare, așa cum se numesc, în care se discuta experiența și se încerca asimilarea ei într-un mod util în viața individului. Timothy Leary a rupt acest cadru și ritual. Nu e nevoie de nicio graniță, de niciun set and setting. Toți oamenii ar trebui să ia psihedelice într-una, de unii singuri. Sloganul pe care îl livra în perpetuitate tineretului american era Turn on, tune in, drop out cam greu de tradus în română, dar ceva de genul trezește-te, intră pe frecvență, renunță sau ieși. Renunță sau ieși din structurile prezente ale societății. Toate astea în timp ce cercetătorii din primul val își plângeau un pumn din cauza nechipzuinței cu care prezenta lirii potențialul psihedelicelor. În ciuda faptului că majoritatea împărtășeau entuziasmul, considerau că se mișcă mult prea repede și mult prea riscant. Și aveau dreptate. Când zeci de mii de oameni au început să ia LSD și psilocibină de unii singuri, au început să apară tot felul de povești cu oameni care își pierdeau mințile, care se aruncau de pe clădiri crezând că pot să zboare, care se uitau în soare până orbeau și așa mai departe. Majoritatea erau legende urbane, dar unele erau adevărate. În unele cazuri, aceste droguri declanșau psihoze reale în oamenii care aveau deja un risc elevat pentru asemenea boli mintale. Dacă ai potențial de schizofrenie, ea de obicei începe să se manifeste undeva între 25 și 30 de ani, dar dacă o împungi foarte tare cu diverse droguri, ea poate să apară în scenă și mai devreme. Psihedelicele nu cauzează boli mentale, dar pot să ocazioneze un prim episod din ceva ce există deja. Astăzi, ca să participi în studii clinice cu psihedelice, trebuie să nu ai nici urmă de schizofrenie prin familia extinsă. În 1966 se formase deja o panică morală generală în societatea americană pe tema LSD-ului. Peste tot erau numai titluri ca Utilizator tânăr de LSD sare de pe un viaduct. Consum de LSD duce la uciderea unui profesor. Fată de 5 ani mănâncă LSD și își pierde mințile. Și așa mai departe. La doar 7 ani după interviul dat de Cary Grant despre această nouă minune descoperită de oamenii de știință, LSD-ul devenise cel mai periculos drog din lume și în 1966 devine interzis și complet ilegal. Atât de ilegal încât nu se mai poate nici cerceta. De asta le era cel mai frică oamenilor de știință din primul val, că Liri o să atragă atât de tare atenția încât guvernul va căpăta temei pentru demonizarea psihedelicelor. Atunci când mesajul despre LSD s-a transformat din capacitatea lui de a vindeca diverse boli ale oamenilor în capacitatea de a vindeca societatea, pentru că e bolnavă, statul american a început să intervină. Aldous Huxley și alte figuri importante din culise erau de părere că modul în care produce Revoluția Psihedelică e în timp, lent, din umbră. Viziunea lor era mai degrabă spre convingerea celor mai bogați oameni din lume să ia LSD și în felul ăsta să schimbe încet societatea viziunea lui Liri, era să împartă în mod democratic LSD la toată lumea și să producă instant o revoluție. Ce s-a întâmplat, în schimb, a fost interzicerea studiului științific al unor substanțe extrem de interesante pentru umanitate. Interdicția asta atât de severă, care a pornit faimosul War on Drugs, nu prea are precedent modern, miroase lucruri care se întâmplau pe vremea lui Galileo Galilei, când activitatea științifică era oprită din motive politice. Odată ce Sandus a închis robinetul de delisid în 1966 din cauza scandalurilor americane, s-au închis și oportunitățile de a studia legal LSD-ul. În America a mai supraviețuit un singur centru până în 1976 pentru că beneficia de un statut excepțional. Acolo au continuat studiile vis-a-vis -vis de potențialul psihedelicilor de a vindeca dependența de alcool și de tutun, de a trata anxietatea, depresia și, în mod foarte interesant, se tratau oameni cu boli în faze terminale, oameni care urmau să moară cu certitudine în curând. Ideea de a da psihedelice oamenilor pe cale să moară a venit tot de la Aldous Huxley. Premiza era că frica de moarte e o funcție a egoului uman. Se teamă că individualitatea ta se sfârșește, pe când efectul clasic al psihedelicelor e de dezintegrare a egoului, a noțiunii de eu. În alte cuvinte, așa cum spuneau grecii antici, dacă mori înainte să mori, atunci nu mori când mori. În mod poetic și frumos, în anii 1960, funcția psihedelicilor se întoarce la cea a misterelor eleusine. Și astăzi, acest val doi în care ne aflăm a pornit tot de la tratamentul cu psilocibina a bolnavilor de cancer în fază terminală, pentru că efectul pozitiv în viețile acestor oameni era prea puternic ca să fie ignorat. De aici au înflorit studii adiacente, dacă poți să tratezi depresia și anxietatea în proximitatea morții, poate poți să tratezi depresia și anxietatea în general, când se manifestă ele și la o distanță ceva mai incertă de moarte. După anii 60, acreditarea psihedelicilor cu vreo valoare științifică a devenit tabu niște zeci de ani, ca și cum toată treaba asta fusese o beție care trebuie uitată. Această beție produsese vreo 1000 de studii cu vreo 40.000 de participanți subiecti. Cei drept, studiile întâmplate atunci nu au fost cel mai riguroase științific și totuși toate indicau în mod cât se poate de clar că situația trebuie cercetată în continuare. Terapeuții și oamenii de știință care participaseră la toată mișcarea și văzuseră din primul rând potențialul acestei terapii minune, n-au dispărut. Ei au încercat să-și păstreze orice căi de studiu modeste posibil, așteptând din nou un moment propice politic în care să se poată discuta din nou, în văzul tuturor, despre potențialul psihedelicelor. Un asemenea moment a venit în 1996, în Statele Unite, când a fost aprobat un studiu timid pe efectele DMT-ului asupra neurochimiei creierului uman. Această aprobare a dat semnalul oamenilor care continuaseră să lucreze în umbră că poate a venit din nou momentul, poate e din nou loc de pus întrebarea psihedelicelor. Oameni care nu participaseră la primul val, dar erau foarte intrigați de studiile redescoperite din anii 50 și 60, au început să investigheze ceva mai în detaliu ce s-a întâmplat atunci. Tonul pentru acest val 2 e dat de un cercetător renumit pentru seriozitatea lui, care în 2006 publică un studiu numit Psilocibina poate ocaziona experiențe de tip mistic având o semnificație spirituală și un sens personal substanțial și susținut. Așa da titlul de studiu științific cum Griffiths devenise adeptul meditației și simțea că îi schimbă viața, a devenit curios în legătură cu mult hulitele psihedelice. Pentru că el avea o reputație foarte solidă, încep să-și facă și alții curaj să propună studiul psihedelicelor. În Anglia, Robin Carhart Harris începe să studieze în 2009 efectul lor asupra creierului uman folosind un fel de remene. Carhart Harris l-a și însățit acum 4 ani pe Visos în episodul lui din Mindfield în care ia ayahuasca un episod care totuși nu reușește să spună foarte mare lucru despre psihedelice. Dar lucrurile descoperite de Carhart Harris cu remeneul lui sunt foarte interesante. În ciuda așteptărilor și a unor ipoteze care păreau de bun simț, experiența unui trip psihedelic nu e rezultatul unei activități generale sporite a creierului. Se pare că, din potrivă, în unele zone se reduce activitatea. Unul dintre efectele clare ale psilocibinei este că inhibă un lanț de structuri din creierul uman care formează ceva numit Default Mode Network, rețeaua de mod standard, numită așa pentru că activitatea ei e intensă atunci când tu nu faci nimic, când stai pe loc și încep să te ia gândurile. Când doar stai și te iau gândurile, acest Default Mode Network funcționează la capacitate maximă, în acest aparent stat de geaba, creierul uman adult execută unele dintre cele mai spectaculoase abilități ale sale, respectiv gânditul la sine însuși, la chestia aia numită eu, respectiv cine sunt eu, cum sunt eu, apoi gânditul despre viitor și trecut, gânditul în termeni de moralitate, de bine și de rău, și gânditul la cum alți oameni care nu sunt eu, probabil gândesc și ei și au o activitate interioară similară cu a mea. În alte cuvinte, se pare că această rețea e chiar căminul noțiunii noastre de identitate, a egoului, a eului. În viața ta trează, eul prezidează asupra conștiinței, dă ordine, organizează, subjugă, reprimă, încearcă să mențină o anumită disciplină care creează impresia ta de stabilitate a realității. În viața ta trează, acest default mode network e dirijorul orchestrei, structura responsabilă cu funcționarea optimă a sistemului. Creierul e înțeles azi de neuroștiință ca un fel de mașinărie de predicție, de prezicere. Pe măsură ce creștem și ne dezvoltăm, noi ne filtrăm din ce în ce mai mult realitatea înconjurătoare până la un punct optim numit eficiență. Dacă ai recepta mereu toți stimulii înconjurători la capacitate maximă, probabil s-ar simți ca un fel de demență. Ca să conserve energie, pe măsură ce se dezvoltă, creierul învață că nu trebuie să fie mereu atent la toți stimulii și la toate detaliile, că poate să prezică ce e un obiect pe care îl vede în baza antecedentelor. Dacă vezi în depărtare ceva verde într-un copac, o să presupui automat că e o frunză, pentru că în celelalte 5.000 de ocazii în care ai văzut ceva verde într-un copac la depărtare, era o frunză. Așa că în spiritul eficienței, creierul îți spune că ce vezi tu acolo departe e o frunză, chiar dacă nu știe exact. 99% sau 90% probabil e o frunză și asta e suficient. Greu de zis procentul exact, dar în orice caz, creierul aproximează. Așa funcționăm noi mereu. Ce percepem noi ca realitate înconjurătoare e în baza unei preziceri că 90% probabil paie ce vedem noi. Există o iluzie optică faimoasă care exemplifică acest efect de prezicere. Oamenii sunt adânc codați biologic să recunoască fețele altor oameni dintr-o sumedenie de motive. Fețele umane sunt convexe, adică ies afară în relief. Priviți aici! Convexitate. Concav înseamnă cum ar arăta dacă cineva ți-ar turti fața înăuntru, astfel încât nasul să-ți atingă ceafa. Masca din imagine e o sculptură reală, pusă pe un piedestal real, care se învârte. Și când vedem partea concavă, adică băgată înăuntru, tot avem senzația că vedem o față umană, pentru că identificăm semnele unei fețe umane, iar fețele umane sunt în relief, nu sunt turtite. Pe măsură ce te uiți la această iluzie optică, poți să vezi momentul exact în care creierul tău decide că masca e de fapt în relief, dispar celelalte detalii, contează că arată ca o față și o față e convexă. Punct. Știe toată lumea. Ce arată această iluzie este că ce vedem cu ochii și procesăm drept realitate e dictat de algoritmul de prezicere al creierului. În termeni mai largi, înseamnă că fiecare dintre noi funcționăm într-un fel de iluzie proprie a realității care nu e niciodată o imagine 100% fidelă a mediului înconjurător, pentru că asta ar fi ineficient din punctul de vedere al consumului de energie. Așa că operăm mereu pe baza unei preziceri de o fidelitate considerată suficientă și optimă. Dacă pare ciudat de înțeles că nu vedem realitatea cum ar veni, gândește-te că o albină vede cu o cu totul altă realitate decât noi, vede un spectru diferit de lumină, vede raze ultraviolete, vede ce are ea nevoie ca să-și îndeplinească misiunea de polenizare în egală măsură, și noi vedem doar acel spectru al existenței necesar pentru funcțiile noastre. Ce numim noi realitate, e doar suma iluziilor noastre colective. Cum ele seamănă între ele, ajungem la un fel de consens vis-a-vis -vis de ce înseamnă realitatea, dar nu e o realitate absolută. Dacă ai întreba o albină ce înseamnă realitatea, ar avea un răspuns destul de diferit. Dacă ai întreba o caracatiță, cu creierul ei împărțit în 8 brațe independente, și ea ar avea o altă opinie vis-a-vis -vis de realitate. Ce fac psihedelicele este să dezafecteze exact acest filtru prin care se percepe realitatea umană convențională. În mod cât se poate de fiziologic, capeți acces la un alt spectru al existenței. Așa că în acest sens, cuvântul halucinație nu descrie foarte generos ce se întâmplă. Pentru că halucinație presupune un surplus, o vedenie a ceva ce nu e acolo. Dar psihedelicele nu produc ceva în plus, ci doar reduc un filtru, dau jos anumiți ochelari cu care tu ești obișnuit, astfel încât să poți percepe în moduri diferite mediul înconjurător și propriul interior. Puterea schimbătoare de viață a psihedelicelor vine cel mai adesea din convingerea indivizilor că experiența a fost reală. Și asta pentru că, într-un anumit sens, chiar e cât se poate de reală. Ești aceeași ființă, doar că fără ochelari fără acel mecanism al Eului EU care focalizează restul lumii înconjurătoare prin prisma nevoilor tale individuale, codate biologic. Dacă sună complicat, e poate pentru că vorbim despre frontiera investigațiilor vis-a-vis -vis de ce înseamnă conștiința umană. În funcție de perspectiva pe care vrei să o adopți, eliminarea acestui filtru individual ai putea spune că produce o percepție mai pură, una care nu e formată din prezicerile creierului tău în baza antecedentelor. Pe măsură ce îmbătrânești și capeți mai multă experiență de viață, aceste preziceri devin din ce în ce mai acaparatoare, ca și cum îți restrâng câmpul vizual. Unghiul tău de vedere devine din ce în ce mai ascuțit. Percepția ta devine un fel de lanternă, puternică, direcționată, dar limitată. Vezi bine o secțiune din mediul înconjurător, dar restul rămâne în beznă. În comparație cu lanterna ta, Percepția copiilor de până la 5 ani e ca un felinar care luminează mai larg și mai difuz. Pentru că nu au dezvoltat această capacitate de a discerne ce e util și ce nu, pentru că nu au o eficiență dezvoltată, bebelușii și copiii sunt mai sensibili la toți stimulii înconjurători. La ei, acest default mode network nu a avut timp să acumuleze o listă lungă de antecedente în baza cărora să se facă preziceri așa că interacționează cu mediul înconjurător, debarcă totul e nou și magic și fascinant. În acest sens, se poate spune că adulții sunt mai puțin conștienți decât copiii, respectiv ca o conștiință mai restrânsă, percep mai puțin. Astfel încât e ca și cum bebelușii și copiii de până la 5 ani sunt în perpetuitate pe psihedelice la propriu fiziologic creierul lor funcționează similar cu al unui adult pe psilocibină. Așa că dacă nu știi cum să te comporți cu copiii mici, poartă-te de parcă ar fi mereu un pic pe LSD, pentru că ei simt totul mai intens, totul e mai imediat și totul lasă urme mult mai adânci. Revenind, în creierul adult psihedelicele dezafectează, deci temporar, dirijorul orchestrei, acea entitate care formează lanterna, o direcționează și compune chestia aia numită eu. Când dirijorul lipsește, orchestra e liberă să improvizeze, să cânte ritmuri dubioase nemai auzite, să recepteze stimul considerați până atunci ineficienți. Într-un fel, seamănă un pic cu ce se întâmplă în vis, doar că un fel de vis lucid. Dacă în mod normal creierul tău funcționează regulamentar așa, cu centre care comunică cu minți, mai ales local, sub psilocibină, situația arată așa. Unul dintre motivele pentru așa numitele halucinații este că în lipsa dirijorului, gândurile și sentimentele tale se pot lega în mod direct de cortexul vizual. Așa că un termen mai propice ar fi proiecții. Ți se proiectează în minte vizual propriile gânduri și sentimente. Îți vezi gândurile cu ochii. Le vezi tot cu ochii și pe sentimente. Pot să fie gânduri și sentimente din prezent sau unele vechi îngropate pe undeva prin tine. În această stare se creează circumstanțele unor revelații. Așa se explică rezultatele uluitor de pozitive în domeniul anxietății, depresiei și dependenței. Gândurile alea tenebroase care te bântuie pe la colțuri îți sunt manifestate fizic în fața ochilor, ceva ce poate să fie extrem de înfricoșător. Dar regula de aur dictată de ghid la începutul oricărei terapii psihedelice e că dacă vezi ceva înfricoșător, mergi spre acel ceva. Nu fugi, nu te ascunde, rămâi pe poziții. Dacă te uiți în ochii acelei frici, manifestată fizic, ca și cum ar fi un animal pe care îl intimidezi, ea se topește. Puterea ei e tocmai în faptul că se mișcă prin umbră, în faptul că nu poți niciodată să o apuci de un picior și să dai cu ea de pământ. Din pricina modului în care funcționăm, să vezi înseamnă să crezi. Dacă vezi frica cum se topește, atunci ea s-a topit. Trăiești apoi într-o realitate în care frica a existat, apoi s-a întâmplat ceva și apoi n-a mai existat. Experiența asta în sine are o valoare incomensurabilă, pentru că creează în mintea ta un precedent cât se poate de palpabil de învins frica. Depresia și anxietatea se manifestă de obicei ca niște blocaje în anumite cercuri vicioase de gândire despre tine însuți. În depresie, de obicei te blochezi în gânduri negative despre trecut. În anxietate, te blochezi în gânduri negative despre viitor. Psihedelicele rup fizic la nivel de neuroconexiuni aceste cercuri vicioase și îți oferă șansa de a evada din ele și a obține o perspectivă mai largă. Practic, funcționează ca un reset general. Una dintre cele mai utile metafore din carte vine de la un cercetător olandez. Imaginează-ți creierul ca pe un deal acoperit de zăpadă și gândurile ca pe niște sănii care coboară pe acel deal. Pe măsură ce coboară sanie după sanie, se adâncesc în zăpadă câteva căi principale. De fiecare dată când o sanie nouă începe să coboare de pe deal, o să fie atrasă în căile deja existente, care funcționează ca un magnet. Căile principale reprezintă cele mai utilizate conexiuni neuronale din creierul tău, multe dintre ele circulând prin Default Mode Network. În timp, devine din ce în ce mai dificil ca o sanie nouă să coboare de pedal pe altă cale sau într-o direcție diferită. Imaginează-ți că psihedelicele nivelează zăpada. Căile săpate adânc dispar și deodată sania poate să meargă în alte direcții, să exploreze peisaje noi și, la propriu, să creeze noi căi. În timp, creierul uman se rigidizează și în această rigidizare poate să se blocheze niște căi deloc bune pentru bunăstarea ta existențială unele dintre aceste căi pot fi dependențe de anumite substanțe sau comportamente sau cercuri vicioase cognitive. Forța acestor căi e imprimată de acel eu central care dictează și repetă într-una poveștile despre cine ești până îți adâncește cărări în creier. Uneori, poveștile alea pot să se blocheze în sunt un prost sau trebuie să fumez în fiecare zi sau o să mi se întâmple ceva foarte rău în terapia psihedelică, ai oportunitatea să faci abstracție complet de acel eu devenit opresiv și să respiri un alt aer. Psihedelicele par a fi cel mai potent agent de flexibilizare al creierului pe care îl avem la dispoziție. În comparație cu tratamentele existente azi pentru anxietate și depresie, o asemenea unealtă e o adevărată mană cerească. E neclar cât de permanente sunt aceste căi noi create în urma experienței psihedelice dar se pare că funcționează ca toate celelalte lucruri, respectiv ele se întăresc dacă le exersezi. Unul dintre modurile în care poți să le exersezi și să adâncești urmele noi din zăpadă este să tot rememorezi experiența psihedelică și să încerci să integrezi perspectiva respectivă în viața ta. Alt mod e de a medita. Creierul unui meditator experimentat expert sub remene, atunci când meditează, arată ca și cum ar avea o experiență psihedelică. Respectiv, dirijorul e absent default mode network-ul e tăcut. O dovadă concretă a faptului că meditatul are un efect uriaș asupra creierului. Scopul meditării e tot evadarea din cușca propriului eu, ridicarea deasupra acestei construcții. Cultura psihedelică a format deci o conexiune naturală și logică cu acele culturi din Est care au în centrul lor meditarea. Budismul propune ca formă de rugăciune distanțarea ritualică de acel eu construit de structurile tale raționale. Practica meditației are rostul de a-ți reaminti că tu existi și fără acel eu, că există conștiință și fără identitate. Eul tău, identitatea ta, poveștile pe care ți le tot spui în cap despre tine, toate lucrurile astea sunt foarte utile și minunate la rândul lor, dar prețul pe care îl plătești pentru ele e senzația de separare. Identitatea ta e în același timp lucrul care te diferențiază și izolează de restul lumii. Când structurile cerebrale care îți construiesc noțiunea asta de identitate sunt oprite, separarea dispare și ai experiența unei picături într-un ocean. E ușor de înțeles de ce o asemenea experiență se prezintă cu puterea unei revelații mistice. Ne spunem rațional lucruri care sună bine și frumos, cum ar fi că suntem praf de stele, că suntem parte din natură, că suntem natură, dar o simțim, o cunoaștem? Dimensiunea spirituală a experienței psihedelice adesea ajunge să fie exprimată în termeni mistico-religioși, în lipsa altor cuvinte pentru a o descrie. Aura asta spiritual-ezoterică face mulți oameni să strâmbe din nas. Dar nu e o realitate faptul că suntem natură? O realitate pe care am învățat să o filtrăm și să o uităm, astfel încât să ne spunem alte povești mai sofisticate despre existența noastră? O pacientă cu cancer în fază terminală, sub psilocibină, a avut experiența cum se împrăștia în particule și ajungea sub pământ, unde era încet asimilată de fungi și de rădăcinile copacilor. Unul dintre motivele pentru care în ultimii 15 ani psilocibina a fost folosită mai ales pentru oameni cu boli terminale e că beneficiul e dublu. Pe de-o parte, ești scos din cercul vicios al anxietății vis-a-vis -vis de sfârșitul tău iminent, pe de altă parte, capeți experiența cum arată un asemenea sfârșit iminent, cum se simte dezintegrarea individualității tale, astfel încât să nu existi într-o frică infinit crescândă. Efectul de descompunere al sinelui din experiența psihedelică oferă o arenă palpabilă în care să-ți desfășori drama dezintegrării. Și dacă mori înainte să mori, atunci nu mori atunci când mori. Așa că poți să străiești ce timp ți-a mai rămas într-o stare alta decât frica uriașă de necunoscutul ultim factual, asimilarea ta de pământ, de fungi și de rădăcinile copacilor după ce mori e chiar ce se întâmplă. Așa că experiența asta psihedelică e o realitate, un adevăr sau o halucinație. Asta este granița dintre spiritualitate și știință care complică studiul psihedelicelor pentru că reies niște idei dificil de împăcat cu percepția noastră sobră, calculată, a propriei existențe. Și totuși, chiar și una dintre realizările noastre științifice supreme ne pune în fața unei probleme complicate vis-a-vis -vis de efectul percepției. Eu voiam de ceva timp să fac un clip despre fizica cuantică, pentru că există o carte foarte bună despre problemele filozofice pe care le ridică dânsa, numită chiar What is Real. În fizica cuantică, o particulă subatomică poate exista simultan în mai multe locuri. E posibilitate pură, până când e măsurată, adică percepută de o minte. Doar atunci și în niciun moment mai devreme devine realitate așa cum o cunoaștem noi, capătă coordonate fixe în timp și spațiu. Implicația aici e că materia poate nu există așa cum știm noi în absența unui subiect care o percepe. Fizica cuantică pare a fi cam psihedelică. Oricum, există un grad ridicat de poezie în faptul că această experiență de supremă unitate cu mediul înconjurător e oferită de niște substanțe care se găsesc în natură. Religii întregi au fost fondate pe această poezie, speculând diverse motive pentru care se întâmplă asta. Pentru mine e suficientă ideea de poezie. Celălalt punct neurochimic cunoscut, dar care nu ajută la mare lucru, este că moleculele psihedelice sunt captate în receptorul de serotonină 5H2A. Molecula de LSD se potrivește și mai bine în acest receptor decât serotonina în sine, un fapt relativ curios care explică durata lungă a experienței. Apoi, nu se știe ce se întâmplă. Doar că se pune în mișcare o avalanșă despre care nu știm mai nimic deocamdată. Cum psihedelicele sunt considerate în continuare niște droguri de mare risc, puse lângă heroină și cocaină, legea dictează că ele nu pot avea niciun uz legitim, nici medical. Așa că studiile făcute până acum au fost toate finanțate de bani privați veniți de la filantropi. Pentru că psihedelicele sunt ilegale, nu finanțează niciun stat aceste studii. Eroare. Acum două luni, în America, s-a aprobat primul studiu psihedelic finanțat din bani guvernamentali după mai bine de 50 de ani. Și pentru că psilocibina e o substanță găsită în natură și LSD-ul are patent expirat, corporațiile farmaceutice nu sunt interesate pentru că nu există niciun profit de scos de aici. Ce fel de model de afacere poate să fie ăsta în care dai odată o pastilă cuiva și e vindecat? Presupun că e destul de clar în acest punct că experiența psihedelică e opusul categoric al modului de existență capitalist, ceva ce m-am abținut să menționez odată la două cuvinte ca să las totuși ciupercile să respire. Oricum, viitorul e relativ incert în ciuda entuziasmului. În urmă cu o lună s-au publicat rezultatele celui mai mare și mai riguros studiu din acest val 2 pentru tratarea depresiei cu psilocibină. Au participat 233 de oameni. Studiul arată că psilocibina e foarte eficientă în tratarea depresiei rezistentă la celelalte tipuri de tratament. Și totuși, acțiunile companiei au scăzut cu 16,4% în ziua anunțului. Probabil pentru că umblă cu droguri. Majoritatea studiilor din acest val 2, din ultimii 15 ani, au fost făcute cu psilocibina tocmai pentru a evita reputația foarte încărcată a LSD-ului. În încheiere, niște lucruri generale. În primul rând, toate lucrurile pe care le-am spus nu sunt deloc definitive, reprezintă doar cea mai bună idee pe care o au oamenii de știință azi vis-a-vis -vis de cum funcționează psihedelicele, în baza experimentelor efectuate până acum. Nici ideea de default mode network nu e tocmai sfântă, dar și ea e tot o idee destul de bună și probabilă vis-a-vis -vis de cum stau lucrurile. În al doilea rând, aș spera că toate cele spuse aici sunt un argument puternic pentru de ce nu e o idee bună să te apuci să iei psihedelice de capul tău la întâmplare. Dintre toate drogurile existente, ele au capacitatea cea mai mare de a schimba dramatic conexiunile dintre neuronii din capul tău. În consecință, ar trebui respectate ca atare. Ideea fundamentală care reiese din ultimii mii de ani de utilizare a psihedelicilor de către oameni este importanța ritualului, importanța cadrului în care se întâmplă revelația unei percepții complet diferite trebuie să-i oferi respectul cuvenit ca să fie bine primită. După toată documentarea făcută pentru acest clip, eu sunt convins că terapia psihedelică poate să ofere un beneficiu incomparabil. Sunt în egală măsură convins că pentru a căpăta beneficiul respectiv, ritualul trebuie respectat. Așa că aș spera să apară cât mai curând cadrul legal în care se poate beneficia de o asemenea terapie, pentru că ritualul presupune atât pregătirea de dinainte, cât și pregătirea de după, sesiunile de integrare în care să-i faci loc noi perspective în mintea ta. Despre practica microdozajului nu există date științifice pentru că nu a fost studiată niciodată. În că Valley-ul de unde reies instrumentele care ne controlează atenția, există în multe companii practica Microdosing Fridays, care se presupune că ar funcționa ca un fel de tonic pentru minte. Microdoză înseamnă de obicei 10 micrograme de LSD, ceva cât să ai psihedelic în sistem, fără să-ți schimbe în vreun fel percepția. Dar din nou, nu există studii despre cum sau cât funcționează. În egală măsură, nu există studii despre cantități intermediare de psihedelice, cele suficient de prezente cât să facă natura să strălucească, fără să te transporte vizual în tărâmul interior. E destul de clar că pentru efectul schimbător de creier e nevoie de doza transcendentală studiile efectuate arată de fapt că cu cât e mai intensă experiența, cu atât e mai mare beneficiul pentru neuroplasticitatea creierului. Majoritatea informațiilor din acest clip au fost luate din cartea lui Michael Pollan, How to Change Your Mind, The New Science of Psychedelics. În acest caz, titlul s-ar traduce chiar cum să-ți schimbi mintea. Pentru varianta mult mai detaliată și bogată a lucrurilor pe care le-am spus aici, vă recomand cartea intens, e chiar minunată. Am mai luat informații și din Never Enough, al lui Judith Grizzle, și din alte surse mici și răsfirate. Cam atât despre adevărul psihedelic al existenței. Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat pe Patreon, vă urez transcendență plăcută!